Aproape 200 de copii din tabăra Aripi de Îngeri de la Săvinești au învățat de la polițiști cum să se păzească de infractori și cum să navigheze în siguranță pe internet. Ofițerii de poliție din cadrul compartimentului de analiză, prevenire a criminalității și serviciul rutier Neamț au considerat că informațiile sunt binevenite, chiar dacă acești copii se află într-o tabără de creație. Știați de vizita noastră? Nu? Deci este o surpriză, da? Bun, eu consider că în această perioadă voi puteți deveni cu mai mare ușurință victime în diferite situații. De aceea ne-am propus să desfășurăm o activitate cu caracter informativ preventiv, să venim în sprijinul vostru cu recomandări și informații utile pentru ca voi să nu deveniți victime în cazul infracțiunilor de furt, în cazul infracțiunilor de tâlhărie și cel mai important în această perioadă, pentru că sunteți mai puțin supravegheați de părinți și lăsați mai mult timp liber, aveți mai mult timp liber la dispoziție și sunteți mai mult în fața blocului la joacă sau, eu știu, la bunici sau în altă parte, puteți deveni cu ușurință victime ale accidentelor rutiere. De aceea, propun să urmărim un material care l-am intitulat noi simbolic o vacanță în siguranță, da? Și avem câteva filmulețe foarte interesante pentru voi și după aia propun să facem un mic concurs de întrebări și răspunsuri, să vedem, da? Avem și câteva surprize pentru voi, da? Eu zic că pietonisteți, da? Sau polițiți pentru o zi. Temele dezbătute au privit siguranța copiilor în perioada vacanței școlare, în cazul în care sunt lăsați singuri la domiciliu, la joacă sau atunci când navighează pe internet. Au fost prezentate situațiile copiilor dispăruți de la domiciliu, cât și recomandările preventive pentru a preîntâmpina astfel de situații, informații și sfaturi pentru a preveni fuga de acasă și s-a discutat despre cum trebuie procedat în cazul dispariției unui copil, în scopul promovării numărului gratuit 116000 pentru a anunța dispariția acestora. Nu intrați pe site-uri nepotrivite pentru vârsta voastră. Asta este principala recomandare. Nu deschideți e-mail-uri, fișiere, pagine web pe care le primiți de la persoane pe care nu le cunoașteți sau în care nu aveți încredere. De asemenea, nu instalați programe pe care nu le cunoașteți. Nu dați nimănui parola, cu excepția părinților sau al celui care răspunde de voi. Poate să fie sora, fratele mai mare, mătușa, bunica și așa mai departe. Fiți atenți la cei care vor să știe prea multe. Nu dați niciodată date personale, nume, adresă sau fotografia celor cu care corespondați pe internet. Nu stabiliți întâlniri cu persoanele pe care le cunoașteți doar pe internet. Aveți încredere în instinctele voastre. Dacă cineva vă face să vă simțiți inconfortabil, ieșiți de pe internet. Niciodată nu achiziționați produse de pe internet fără știrea sau înconvințarea părinților. Respectați mereu recomandările în privința navigării pe internet, date de părinți sau profesori, ele sunt făcute pentru siguranța voastră. Și regulile de circulație sunt importante, cu această ocazie fiind difuzate și filmulețe educative. Să ne verificăm un pic cunoștințele pe linie de circulație. Vreți? Da, eu o să vă arăt câte un afiș din acesta. Și voi să-mi răspundeți ce reprezintă, da? Da, pe rând, așa, da? Nu toți odată. Da, v-am spus, nu? Nu toți odată, că nu înțeleg nimic. Uite, tu din primul rând. Nu, altcineva. Da, este un răspuns aproape corect. Este indicatorul atenției copii. Se montează în apropierea școlilor și avertizează conducătorii auto cu privire la faptul că este o zonă frecvent circulată de copii, de pietoni, da? La finalul activităților, copiii au primit de la polițiști legitimații de pietonisteți și pliante cu recomandări antivictimale și antiinfracționale.